ori de câte ori aveți o tuse, o răceală sau nasul înfundat, nu recurgeți imediat la un medicament comercial din rezervă înainte de a încerca să tratați problema în mod natural. Există numeroase plante și ierburi naturale care pot ameliora simptomele și pot preveni alte complicații. Aceste nouă posibile remedii stimulează sistemul imunitar, păstrează plămânii sănătoși și combat răcelile și infecțiile. 1. Mentă. Menta conține mentol care ușurează respirația și relaxează mușchii sistemului respirator. De asemenea, luptă împotriva congestiei și este bogată în antioxidanți care împiedică numeroase boli. 2. Rădăcina de osha. Această rădăcină este originară în zona munților stâncoșii și conține camfor și alți compuși care susțin plămânii. Stimulează circulația acestora și astfel ajută la respirație. Unul din beneficiile principale ale acestei rădăcini este faptul că sporește circulația în plămâni. Rădăcina de osha ajută sezonier la calmarea iritațiilor respiratorii produse de sensibilitatea sinusurilor. 3. Eucalipt. Eucaliptul este inclus în numeroase pastile pentru tuse și siropuri de tuse, deoarece conține cineol, un compus care luptă împotriva congestiei, calmează tusea și tratează inflamația pasajelor sinusale. Antioxidanții săi întăresc sistemul imunitar în perioadelor în care acesta este sensibil la răceli sau infecții. 4. Frunzele de pătlagină. Frunzele de pătlagină are proprietăți puternice antibacteriene, antiinflamatorii și antimicrobiene, astfel încât calmează tusea uscată, tratează iritațiile pulmonare și răcelile și promovează producția de mucus în plămâni. 5. Salvie. Uleiurile esențiale de salvie și ceaiul din această plantă sunt extrem de benefice în cazul bolilor respiratorii și al afecțiunilor pulmonare. Ceaiul de salvie este un tratament tradițional pentru tuse și dureri de gât. Inhalarea proprietăților sale aromatice folosind uleiuri esențiale curăță sinusurile și calmează problemele pulmonare. 6. Rădăcina de lemn dulce. Lemnul dulce curăță mucoasa inflamată și sporește sistemul imunitar, fiind deosebit de benefică pentru stomac, plămâni și gât. Ajută organismul să îndepărteze mucusul și să ușureze iritațiile gâtului. Efectul se datorează saponinelor pe care le conține, substanțe care acționează ca niște detergenți în eliberarea flegmei din tractul respirator și expulzarea mucusului. Alți compuși din rădăcina de lemn dulce ușurează spasmele bronhiale și pot ajuta la prevenirea formării celulelor pulmonare canceroase. 7. Cimbru. Această plantă comună poate fi utilizată pentru combaterea congestiei toracice, datorită uleiurilor esențiale antiseptice puternice. Uleiul de cimbru este un antibiotic natural și un antifungic. Ceaiul de cimbru poate ajuta la curățarea bacteriilor și a virusilor din organism pentru a combate infecția. Un alt beneficiu al cimbrului este efectul său pozitiv asupra acnei, superior multor creme, geluri și loțiuni din comerț. 8. Lumânărică. Lumânărica luptă în mod eficient împotriva cantitățile excesive de mucus din plămâni, curăță tuburile bronșice și calmează inflamația tractului respirator. Frunzele și florile sale sunt folosite în prepararea unui extract puternic din plante. 9. Oregano. Vitaminele și substanțele nutritive din această plantă întăresc sistemul imunitar. De asemenea, este bogat în carvacrol și acid rosmarinic, care acționează ca decongestive naturale și reduc histamina. Susține sănătatea tractului respirator și ajută fluxul de aer prin pasajul nazal. Uleiul esențial de oregano combate de asemenea Staphylococcus aureus, o bacterie periculoasă care rezistă inclusiv la antibiotice.